Câmpina are nevoie de bani și autoritățile câmpinene se pregătesc pentru un împrumut. În cadrul recentei ședințe a Consiliului Local, primarul Horia Tizeanu a inițiat un proiect prin care dorește obținerea unui credit bancar. S-a aprobat un credit de 6 milioane de lei pe care îl vom face cu Banca Comercială Română pentru finanțarea proiectului de decontaminare situlului poluat istoric de pe strada Lacul Peștelui. Este un credit care ne asigură niște bani, 6 milioane de lei, niște bani, o sumă tampon cu care putem plăti firma executantă până când vom primi rambursări de la Ministerul Mediului. Banii vor fi folosiți pentru a rezolva situația ecologizării batalelor de la Lacul Peștelui. Este un ajutor pentru bugetul municipiului Câmpina, având în vedere că sumele sunt destul de mari. Cred că urmează în perioada următoare o decontare de 2.400.000 de lei, sumă importantă și pe care altfel noi o asigurăm destul de greu din veniturile proprii, pe care trebuie să le asigurăm în momentul ăsta pentru cheltuielile curente de investiții, reparații curente, fie pentru spitale, fie pentru învățământ. Proiectul a fost votat în unanimitate de consilierii locali.